Bistrița, oraș săsesc, oraș regesc, care era afiliat la Universitatea Săsească de la Sibiu. După desființarea regimentului grăniceresc la 1851, în 1861, Năsăudul devine sediul districtului Năsăudean, până în 1876. Deci iată că își continuă această funcție politico-administrativă centrală, polarizând destinele Văii Someșului. În 1876, cele două orașe, Bistrița și Năsăudul, fac parte din comitatul Bistrița-Năsăud. Deci, pentru prima dată, sunt contopite în aceeași sintagmă. Sintagmă care se păstrează și astăzi sub forma județului Bistrița-Năsăud. Ne apropiem de muzeul Liviu Rebreanu, de Casa Memorială Liviu Rebreanu. Bună ziua! Ce faceți? Au ce paște vacile? Aha! Hai bă, pleacă ce dracu! La începutul secolului 20, Năsăudul este reședința județului Năsăud, în alcătuirea căruia intrau câteva cercuri și comunele din Valea Someșului Mare. Drumul de la Năsăud la Bistrița este foarte circulat și este foarte aglomerat. Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți? Mă duc la biserică. Sărbătoare astăzi, nu? Da. Ce ocazie? Frate, facem... Vrem să facem pe jos drumul de la Năsăud la Bistrița. N-aveți numai 24 vreodată de kilometri. L-ați parcurs vreodată? Pe jos? Nici când erați tânără? Nu, nu. Nicul meu. Da? La târg. Mergea la târg, nu? Lăsa în spate. Pe jos? Pe jos, da. Înseamnă că nu o să murim nici noi și o să ne descurcăm. Să rămână. Mulțumim. Ați auzit, dragi prieteni, cum în trecut oamenii mergeau la târg în Bistrița, de la Năsăud pe jos. O să vorbim în continuare despre târgurile bistrițene care atrăgeau locuitorii din Valea Someșului. La 1918, comitatul Bistrița-Năsăud se dizolvă, iar ulterior alte forme administrativ-teritoriale se vor regăsi în cadrul județului Bistrița-Năsăud de astăzi. Va urma perioada județului Năsăud, a regiunilor și raioanelor, după care la 1968 iarăși Bistrița și Năsăudul se vor contopi în ceea ce se numește astăzi județul Bistrița-Năsăud. Deci iată că după un parcurs istoric paralel, cele două localități se regăsesc în cadrul aceleași
unități administrativ-teritoriale, Bistrița și Năsăud, județul Bistrița-Năsăud. Cu toate acestea, Năsăudul continuă să polarizeze viața socială, economică și culturală din Valea Someșului, iar Bistrița din partea central-sudică a județului. Din timpul regimentului grăniceresc și până astăzi se vorbește de o țară a Năsăudului, axată în principal pe Valea Someșului Mare, de la Obârșii și până spre Beclean. În opoziție cu aceasta ar fi țara Bistriței sau țara Bârgăului, care fac parte tot din teritoriul județului Bistrița-Năsăud, dar asta este o altă poveste pe care nu o discutăm acum. Cert este că noi în acest moment ne deplasăm din Valea Someșului Mare spre Valea Bistriței Ardelene, dinspre Năsăud, la Bistrița, pe jos, așa cum se întâmpla pe vremuri când nu existau atâtea mijloace de transport, când oamenii se deplasau cu căruțele, cu caii sau pe jos la târgurile din Bistrița. Și despre târgurile din Bistrița vom vorbi în continuare. Unul dintre motivele pentru care Bistrița a ajuns la rangul de oraș era faptul că avea dreptul să țină târg. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Ați fost vreodată de la Năsăud la Bistrița pe jos? Nu. Niciodată? Ați face lucrul ăsta? Nu. E greu? Nu. Noi mergem să vedem, reușim? Doamne! Mulțumim! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Pe jos, spre Bistrița! Da. Începând cu secolul 13, Bistrița devine un punct de referință în partea de nord-est a Transilvaniei, având dreptul de a ține târg. În secolele următoare, aceste târguri s-au înmulțit, astfel că în secolul 19 la Bistrița se țineau 4 târguri. Este vorba de târgul Catarina în luna noiembrie, târgul Marțea Mare din luna februarie, târgul din luna mai și târgul Sfântului Bartolomeu de la sfârșitul lunii august, care dura vreo 2-3 săptămâni până pe la începutul lunii septembrie. Acesta era cel mai important târg